Bună seara, bine ați venit la Eticheta în afaceri. În emisiunea din această seară vom continua subiectul pe care l-am început săptămâna trecută. Este vorba despre modalitățile de a convinge fără a trece peste regulile de etichetă. Așadar, am să vi-l prezint din nou pe Dragoș Dehelean. Bună seara, Dragoș! Dragoș este specialist în comunicare, este consultant în comunicare publică și am hotărât să vorbim despre persuasiune într-o manieră soft. Cu alte cuvinte, modalitatea prin care convingem, fără să încălcăm regulile bunei cuvințe și fără a deveni intruzivi. Am punctat în săptămâna trecută trei dintre cele trei principii despre care profesorul Cialdini făcuse studiul care se întinsese pe 60 sau 70 de ani, din cât îmi amintesc. Aș vrea să le remenționăm și să ne continuăm discuția. Cu mare plăcere, dar înainte de a face lucrul ăsta, pentru a-i obișnui și pe spectatorii noștri cu acest caracter oarecum generalist, pentru că, vedeți, vorbim despre persuasiune în general, dăm exemple din toate domeniile, din viața marilor corporații și a comunicărilor interne, din viața instituțiilor publice, a medicilor, dar dăm și exemple din viața personală. Și poate pentru cineva ar părea un lucru greu de digerat. Și atunci aș reveni la lucrările doctorului Robert Cialdini, de care aminteai tu, care a făcut un efort deosebit de culegere a tuturor informațiilor strânse, obținute de psihologia experimentală, psihologia behavioristă, comportamentală sau de știința comunicării pe parcursul a 60-70 de ani, de când știința modernă a devenit preocupată de care sunt condițiile persuasiunii, în ce condiții un mesaj al nostru poate să determine efecte în rândurile celor care îl ascultă. Și îmi amintesc de ceea ce spunea profesorul Cialdini despre demersurile lui inițiale când a observat că există foarte multe workshop-uri, training-uri, lucrări, cărți care vorbesc despre cum se poate face persuasiune în domeniul asigurărilor, cum se poate face lucrul ăsta în domeniul vânzărilor imobiliare și așa mai departe. Deci suntem preocupați dacă ne uităm la spectrul evenimentelor și publicațiilor de business, suntem preocupați foarte mult de ceea ce funcționează în segmente din ce în ce mai mici și mai nișate. Dar spune profesorul Robert Cialdini, nimeni nu se concentrează pe ce au toate în comun. Și așa a ajuns la aceste șase principii care pot să te ajute să convingi, iar noi am încercat să le poziționăm într-un fel în care ele să nu fie intruzive. Și a explicat foarte bine data trecută pe cele trei, primele trei principii pe care, așa cum ne-ai menționat, le-ai poziționat înaintea începerii discuțiilor și acestea... Da, dacă îmi permiți, i-aș invita pe spectatorii noștri să-și imagineze absolut orice proces de persuasiune, de convingere a cuiva să adopte o inovație, având trei etape majore. Respectiv, o primă etapă este aceea a cultivării unei asocieri pozitive. Deci fie că vrem să îl învățăm pe copilul nostru să consume legume, da? Sau să facă sport, sau să aloce un timp suficient activităților școlare. Da? În primul și în primul rând trebuie să ne preocupăm de a-i crea o asociere pozitivă, pozitivă cu activitatea respectivă despre care vrem să-l convingem sau cu noi.
Și dacă ne referim la noi, cei care încercăm să convingem, ne putem imagina că suntem în postura multor spectatori ai noștri care sunt consultanți, da? Vând diverse servicii creative. Și un prim pas la rândul lor este să îi acomodeze pe potențialii clienți cu ideea de a lucra cu ei și de a lucra în domeniul pe care ei sunt specializați să ofere consultanță. Și pentru această primă etapă, da? Am menționat două principii ale persuasiunii, respectiv similaritatea și reciprocitatea. Am vorbit despre reciprocitate și despre ideea de a face cadouri, care întotdeauna atrag o energie din partea celui care le primește și care îl obligă într-un la mod la nivel subconștient, mai degrabă, magic, da, dar da, cu adânci rădăcini în istoria noastră, în cultura noastră, în unele elemente care țin chiar de evoluția speciei, da? Să returneze gestul nostru și, în consecință, să devină mai apropiați față de noi. De aceea ați văzut că majoritatea produselor software online întâi îți oferă ei ceva gratis. Uitați-vă la majoritatea soluțiilor care vă cer la un moment dat o plată sau o subscripție premium. Da. Inițial încearcă să vă convingă dându-vă poate mai puține funcționalități, dar suficiente încât să vă faceți treaba, să spunem. Industria de cosmetică funcționează pe același principiu. Se oferă testere pentru produsele care se află în focusul vânzărilor sau urmează să fie lansate, tocmai pentru ca oamenii să primească inițial un cadou și după aceea să poată să întoarcă într-un fel sau altul serviciu pe care l-au făcut. Exact. Și pentru că la rândul meu sunt un consultant și provin din industria relațiilor publice, aș vrea să vorbesc de un principiu pe care l-am auzit la mulți și care cred că le face mult rău celor care se gândesc doar la el. Respectiv, nu vreau eu să învăț piața. Mulți consultanți care dețin o anumită cunoaștere, da, spun, nu vreau să-mi învăț eu concurenții spunându-le potențialilor mei clienți despre anumite soluții, învățându-i. Dar ceea ce observăm din practică și din viața tuturor marilor branduri este că, în primul rând, cei care își învață mai degrabă clienții, chiar dacă pe parcurs, sigur că și concurenții află beneficiază și de această pregătire a pieței și de educare a ei din partea unui. Însă relația pe care o stabilești atunci când tu faci un cadou potențialilor tăi clienți între tine și aceștia nu poate fi contrabalansată de un client, de un adversar, doar prin faptul că a putut să te urmărească. Putem să urmărim toată experiența brandurilor mari. Haideți să ne gândim, poate ne urmăresc și oameni din industria de web design, de web. Știm că Google Analytics, soluția de monitorizare a traficului oferită de Google, este la ora actuală soluția de facto cu care lucrează absolut oricine și a îngropat absolut toate soluțiile contra cost oferite de diversi alți furnizori. La rândul, deci dacă o să întrebați, dacă tu, Cristina, o să întrebi pe cel care îți face site-ul, e foarte probabil să afli că e fie făcut pe WordPress, fie făcut pe Joomla. Și suntem în 2017, la începutul industriei de web în România, în 2005-2006, existau încă foarte multe companii de IT care făceau CMS-uri, da? Content Management System, da, cum este și WordPress,
contracost. Ei bine, acelea au murit. De ce? Pentru că relația care s-a stabilit între CMS-urile gratuite, WordPress sau Joomla, și cei care au beneficiat gratuit de pe urma folosirii lor, la minim, i-a făcut pe aceștia să rămână într-o relație de lungă durată cu aceste CMS-uri și să prefere mai degrabă să plătească diversi consultanți care să vină să le ofere soluții customizate, dar tot pe aceste WordPress Joomla, cum spuneam. Deci reciprocitatea este un prim mod de a asigura o asociere pozitivă. De asemenea, identificarea elementelor de similaritate între noi și clienții noștri, între noi și cei pe care încercăm să-i convingem de un anumit lucru, la rândul lor, numele, locurile de proveniență, culoarea părului și nu numai, au și ele o putere magică și creează o legătură între noi și clienți. Și am acoperit în felul acesta o primă etapă din, cum spuneam, orice proces de persuasiune. O a doua etapă este aceea în care încerc să reduc să cresc confortul față de temă, de subiectul de, pe care vreau să-l deschid produs. Și produsul pe care vreau să-l propun. Deci să reduc incertitudinea. Da? Trebuie să reduc incertitudinea. Și am venit cu un prim principiu al persoasiunii, acela de a arăta cât de mulți alții, la fel ca și clienții noștri, folosesc produsul nostru. Dacă vorbim cu copilul nostru, probabil că o să-i arătăm cât de mulți dintre alți copii, la rândul lor, fac sport, practic o anumită activitate în aer liber, mănâncă legume, cum spuneam, etc. Un al doilea principiu care să se subsumeze tot acestei idei de reducere a incertitudinii, incertitudinea noastră se reduce pe de o parte văzându-i pe alții că fac acel lucru, pe de altă parte uitându-ne la cei care sunt investiți cu o anumită autoritate. Și aici avem medici, avem specialiști, chiar și eu, la modul în care m-ai prezentat, putem spune că sunt investit cu o anumită autoritate din aceea, rezultate din aceea de consultant. Îi respectăm foarte mult pe avocați, de multe ori cu un respect iarăși aproape magic. Le acordăm puteri mult, mult prea mari față de ceea ce ei în realitate pot să facă dacă ne-ar explica mecanismele prin care rezolvă fiecare caz în parte. Doar pentru faptul că avem un avocat acolo și prezumăm că el este un oracol al dreptului și poate răspunde la orice problemă de drept, la fel cum și medicul era investit și încă mai este, deși există mișcări de contestare a medicinei, așa cum o știam, era investit cu o autoritate uriașă. De aceea vedem mereu persoane care celebrități care recomandă un anumit produs, în felul acesta își investesc autoritatea. Reclamele, deci principiul autorității în principiu e unul dintre cele mai ușor de înțeles, pentru că ne amintim de reclamele cu medicul dentist care recomandă o anumită pastă de dinți. Da, cu diverse autorități, cum un constructor, un inginer care recomandă un anumit ciment, un anumit material de construcție, etc. Însă ce e important să înțeleagă spectatorii noștri este că, indiferent de cât de liberali ne credem în societatea în care trăim, cât de cosmopoliți, cât de democrați, nu sunt la modă grupurile în care autoritatea oarecum lipsește, da? Grupuri în care
în care lucrăm de la egal la egal, și atunci ar putea spune spectatorii noștri, poate acest principiu era de domeniul trecutului. E bine, nu este așa, pentru că psihologia experimentală a studiat acest principiu și este de mare notorietate un astfel de experiment când niște subiecți au fost invitați într-o sală cu diverse aparate tehnice și li s-a spus ceea ce trebuie să faceți este să fiți voi în postura de experimentatori, iar cei pe care îi veți vedea de cealaltă parte a geamului sunt niște subiecți care vor fi supuși de către voi la diverse șocuri electrice. Da? Realitatea era cu totul alta. Cei de dincolo de geam erau de fapt tot experimentatori. Da? Dar subiectul era, să spunem, păcălit că va induce niște șocuri electrice unor subiecți, iar ceea ce au observat experimentatorii a fost aducând la rândul lor un alt experimentator care să vorbească cu subiecții îmbrăcat într-un costum de medic, deci investit deja cu autoritatea uniformei, da, cu autoritatea uniformei, este că subiecții rând pe rând s-au supus ordinilor de a crește nivelul de durere pe care îl provocau întreg, așa cum credeau ei. De fapt, nu era real. Celui de... deci, unei alte ființe umane. Da? Deci, induceau șocuri electrice, experimentatorul, cum spuneam, îmbrăcat în halat de medic, le cerea să crească nivelul. Ei făceau lucrul ăsta și chiar în momentul în care auzeau din partea celuilalt care între ghilimele ar fi primit șocurile, auzea țipete, auzea rugăminți de a se opri, în momentul în care experimentatorul cu autoritate le cerea să crească nivelul, făceau lucrul ăsta ignorând absolut orice fel de reacție, empatie, sau empatie, da. Orice fel de reacție la rugămințile celor care ar fi primit șocurile și care la un moment dat primeau așa zise șocuri care ar fi fost chiar letale. Deci iată ce poate să facă un om sub imperiul unei autorități, și experimentatorii au studiat foarte atent fenomenul ăsta. Au spus, oare nu avem o anumită clasă socială din care provin subiecții, poate sunt care mai să bătrâni, fie mai ușor influențabil sau ei, nu bine, de nu, către autoritate? Au descoperit exact că e valabil și la copii, și la tineri, și la persoane din mediul rural, și la persoane din mediul urban, indiferent bănesc de venit. Că nici educația nu era unul dintre criteriile exact, care să îi diferențieze. Exact. Deci, așa, experimentatorii au descoperit și este un experiment extrem de controversat care a făcut istorie pentru că el până la urmă reliefează potențialul de barbarie care există în fiecare dintre noi și care poate fi declanșat de acest principiu al autorității. S-au influențat de de persoane care la un moment dat pentru noi sau pentru noi le considerăm cel puțin un element de autoritate. Mi-ar exact place dacă este posibil să menționăm câteva elemente care creează într-un fel sau altul autoritatea într-o anumită persoană. Vorbeai la început despre faptul că autoritatea poate să fie creată de o persoană îmbrăcată în uniformă. Sigur, vorbeai da despre faptul că autoritatea poate să fie creată de o altă persoană care prezintă un subiect ca un specialist, ca un om cu o autoritate profesională de necontestat. Alte câteva elemente care ar putea ajuta pe telespectatorii noștri să vorbească despre, să înțeleagă cum se creează autoritatea? Cu siguranță trebuie să existe o relevanță, o legătură între persoana pe care o punem să recomande
și produsul pe care îl recomandă. În consecință, pe un mare sportiv de tenis, pe un mare jucător de tenis, este în regulă să-l punem să recomande niște pantofi de sport. Mai greu este să facem, autoritatea lui să fie valabilă în cazul unui politician. Notorietatea unei persoane este și ea un criteriu de autoritate? Cu siguranță, cu siguranță, pentru că o altă regulă despre care noi știm, pentru că vorbim, spunem, doar cine ajunge la televizor e important, doar despre el vorbim. Dacă ne uităm în revistele de paparazzi, o să vedem doar oameni despre care s-au auzit la televizor și este logic lucrul ăsta, pentru că... Media exploatează notorietatea unor persoane. Nu se vedeți în revistele de paparazzi persoane care nu erau în prealabil vedete. Deci, dar un principiu pe care Robert Cialdini îl descrie, însă într-o carte care a apărut abia anul trecut, spune că tot ceea ce este salient, proeminent, este și important. Și este foarte adevărat. Aici sunt alte exemple, poate rămâne să facem o discuție ulterioară despre condițiile anterioare pentru persoasiune, reunite de profesorul Robert Cialdini în ultima sa carte denumită Persuasion. Dar revenind puțin la autoritate, e important să reținem că indiferent cât de civilizați suntem, cât de educați, această genă această sensibilitate la autoritate există în noi toți, iar lucrul ăsta se poate dovedi de multe ori, de foarte multe ori periculos. Dacă ne întoarcem în secolul 20, o să vedem masacre, acte de genocid, acte de o barbarie incredibilă care au fost provocate de oameni la care dacă te-ai fi uitat, de care dacă i-ai fi analizat, niciodată nu ai fi crezut că sunt capabili de astfel de acte de barbarie. Însă, existând în societate un curent autoritar, fascist, nazist, comunist, ridicat și ajuns la putere, iată că nebunia a fost transmisă de sus în jos, iar eu știu, spectatorii noștri cărora le place teatru își pot aminti de cât de ciudat pare acest fenomen de transformare a unui om civilizat, educat într-un măcelar. Eugen Ionescu a scris o piesă de teatru, Rinocerii, care descrie exact această transformare a omului obișnuit într-un rinocer, în principal sub imperiul acestui principiu al autorității. Și iată că am vorbit, deci reducerea incertitudinii față de un anumit produs, față de o anumită tehnică, față de o anumită idee sau poate... serviciu pe care am dorit să îl oferim clienților. Poate fi redusă, arătând dovezi sociale sau folosind principiul autorității a unor experți care îl o recomandă. Mergând spre un al treilea nivel, deci dacă am ajuns la o asociere pozitivă față de o idee tehnică, serviciu, dacă am redus incertitudinea, am văzut că alții îl folosesc, am văzut că autoritățile îl recomandă, că e tot în regulă, ce ne poate convinge să îl și adoptăm? Ei bine, al treilea nivel se numește motivarea comportamentului, da? De multe ori suntem convinși de ideea de a face sport, da? Suntem chiar fascinați. La o primă vizită la sala de sport ne cumpărăm un abonament care zice că în fiecare zi noi vom fi cel puțin 2-3 ore acolo, lucru care sigur că nu se întâmplă nici măcar ulterior, nici măcar o dată pe săptămână. Dar ce ne aflăm poate... sub imperiul unui alt principiu, da? Care...
al realității. Într-adevăr, prima oară este ceva ce credem că este foarte, îl descoperim cu bucurie, înțelegem că e rar și ne repezim să luăm mai mult decât ne trebuie. Dar cert este că vrem una peste alta, dincolo de cât de frumoasă a fost prezentarea noastră de vânzări făcută clientului, cât de mult l-am convins să intre într-o relație de simpatie cu noi, trebuie să-l și motivăm să cumpere. Ori lucrul ăsta se poate dovedi foarte greu și de multe ori aici se pierd foarte mulți clienți. În consecință, sunt două principii. Primul dintre ele se numește acela al angajamentului sau al consistenței. Da? Un al doilea principiu este acela al rarității. Dacă este să mergem în zona rarității, o să vedem că oamenii întotdeauna și-au dorit ceea ce este mai greu de obținut, nu? Așa funcționează foarte bine piața luxului. Nu? Acesta este principiul rarității, este principiul esențial prin care brandurile de lux reușesc să își atragă clienții folosindu-se de acest număr extrem de mic al unor produse de o extremă calitate cu manufactură artizanale pe care ei pot să le ofere. Exact. Făceam o inventariere a cluburilor din București aseară într-o discuție în taxi și am auzit de un club care eu nu eram la curent, dar care s-a remarcat și a devenit atât de plin, în primul rând pentru că a fost perceput ca extrem de restrictiv. Da? Era clubul unde riscai foarte serios să nu fii primit. În consecință, acolo îți trebuie să mergi. Cel mai tare, acolo să mergi. Exact. Acolo trebuie să mergi. Deci, una peste alta, oamenii își doresc mereu ceva ce există, ceva ce este unic sau este disponibil într-o cantitate limitată sau pe o perioadă limitată. Și aici viața brandurilor oferă nenumărate exemple. Ne amintim doar de eșecul fabulos al New Coke. Da? Deci încercarea Coca-Cola de a introduce acel produs New Coke, de a schimba complet branding-ul. Ceea ce au făcut ei a fost să investească sute, chiar milioane de dolari în focus grupuri, în cercetare, iar banii ăștia au fost folosiți corect, pentru că ce au obținut din cercetare a fost într-adevăr că consumatorii apreciau ideea unui nou produs, gustul, da, unui nou New Coke. Ce n-au putut să arate aceste studii, da, a fost care va fi reacția consumatorilor în momentul în care ei vor afla că vechiul Coca-Cola, vechiul Coke, va dispărea. În momentul în care publicul a aflat acest lucru, imediat principiul realității a intrat în acțiune și a făcut pe oameni, inclusiv la nivel subliminal, să creadă că gustul vechiului Coke e ăla adevărat, ăla mult mai bun, da? Și a fost doar o chestie de autosugestie în masă. Dar iată că așa funcționează principiul rarității. Mai există un exemplu pe care îl invocă profesorul Cialdini, o cursă British Airways între Londra și New York. Se anunță că va fi desființată din diverse motive. Imediat, a doua zi, vânzările explodează. Și iată că raritatea ne face mereu să, cum spuneai, să căutăm elemente de lux la care au acces foarte puțini, să căutăm mașini de colecție, să colectăm diverse lucruri, iar acele reclame pe care le vedem la televizor și care spun doar acum
Numai acum, numai aici. Exploatarea momentului, exact. Este o oportunitate unică. Ei bine, poate că nouă ni se pare că folosesc niște șabloane. Exact. Însă, aceste șabloane întotdeauna vor funcționa. Este dovedit științific că ele funcționează, deci, respectiv. Fac lucrul ăsta pentru că funcționează. Întotdeauna o să vedeți evenimentele care mai degrabă sunt exclusiviste că au un succes mai mare. Acum, apropo de raritate, ea are asociată o altă frică extrem de puternică a omului, care este frica de a pierde. Ne este frică mai degrabă să pierdem ce avem decât să ne aventurăm în noi proiecte care eventual aduce la o stare mult mai bună a noastră. În primul rând, ceea ce vrem este să nu pierdem. Și aici profesorul Cialdini vorbește de o conferință a unor brokeri unde l-aude pe un CEO din acest domeniu al brokerajului, care explică principiul rarității și zice așa: dacă pe un multimiliardar îl sun la 5 dimineața să-i spui că va câștiga 20.000 de dolari, te va înjura și îți va închide. În schimb, dacă îl sun la 5 dimineața să-i spui că va pierde 20.000 de dolari, cel mai probabil îți va mulțumi. Raritatea are foarte multe, sau frica de pierdere are foarte multe aplicații, spre exemplu, în tehnicile de predare. Și aș vrea să te întreb pe tine, ce crezi că e mai util într-un training? Tu ești un trainer. Ce crezi că e mai atractiv pentru participanți? Să prezinți bune practici sau să prezinți cazuri de eșec? Dacă stau să mă gândesc în acest moment, în cadrul discuției noastre, cred că mi-ar plăcea să ascult în primul rând bunele practici și după aceea exemplele cu eșecurile. Dar am văzut că în practică lucrurile se întâmplă invers. Oamenilor le plac să audă astfel de exemple, pentru că mai există un trend în această lume a trainingurilor. Se spune că cei care n-au trecut prin eșecuri nu pot să înțeleagă succesul. Și atunci, în contextul nostru de acum, aș spune că mai degrabă exemplele... Așa este. Într-adevăr, învățăm cel mai mult din eșecuri. De ce? Pentru că ne teamă să trecem din nou prin ele. Dacă au fost ale noastre, sau să le repetăm și noi eșecurile altora. Exact, să evităm. Deci este frica de a pierde sau a greși. Da. De a pierde ceva care e mult mai puternică, și lucrul ăsta poate fi folosit într-o negociere, decât dorința de a câștiga. Cei care ne urmăresc la un training vor fi mult mai atenți dacă înainte de a le spune o bună practică vorbim despre niște eșecuri răsunătoare. Iar buna practică vine doar confirme. Ca să umple curiozitatea sau dorința de a afla a respectivului, care a fost stimulată de această teamă de a pierde eventual repetând greșeala respectivă. Sunt multe modalități în care putem fi exploatați doar prin această dorință de a nu pierde timpul pe care l-am investit. Se spune că dacă un agent de vânzări vrea să facă o mișcare surprinzătoare, atunci va aștepta cât mai mult în discuția cu noi, până când se va întrevedea încheierea, da? Și de-abia atunci să facă o ofertă de tip take it or leave it. Da? Care să fie în defavoarea noastră, dar totuși noi să fim tentați să o acceptăm, pentru că deja am investit suficient de mult timp în relația respectivă.
Suntem așadar deja în momentul în care putem să tragem o concluzie vis-a-vis de aceste șase principii. Și o să încercăm să le punctăm din nou exact așa cum le-ai menționat, respectiv pe cele trei etape importante în acțiunea de a convinge, ce se întâmplă înainte să ne începem, hai să spunem, discursul sau pledoaria pentru a ne putea vinde serviciul, ce se întâmplă în momentul în care ne vindem serviciul sau începem să vorbim și ce se întâmplă în momentul în care punctăm și trebuie să obținem vânzarea. Deci, în prima etapă, reamintim, contează încrederea reciprocă și de aceea principiul reciprocității e unul important și de asemenea cel al similarității. Îmi permit să adaug aici, pentru că tema noastră este cum să convingem fără să trecem peste eticheta în afaceri, că în cele două principii, al reciprocității și al similitudinii, se găsesc de fapt câteva elemente de etichetă absolut esențiale. Sigur, de fapt despre asta e eticheta. În momentul în care intri într-o întâlnire de afaceri, cel mai important este să faci să-l faci pe cel din fața ta să se simtă bine. Și atunci ai o discuție introductivă de crearea atmosferei, care până la urmă ce face? Creează aceste elemente sau îți descoperi sau găsești aceste elemente de similitudine cu cel care se află în fața ta, îl găsești, merge copilul în aceeași școală, îi place aceeași muzică ca și tine, doamna folosește același parfum ca și tine pentru că este îndrăgostită de acest parfum. Deci găsești prin utilizarea etichetei, respectiv prin utilizarea unei conversații de curtoazie, aceste elemente de similitudine, după care poți să punctezi și mai mult și înainte să îți începi pledoaria, să poți să punctezi acest moment al reciprocității, respectiv prin oferirea unui cadou, care iată este iarăși un element de etichetă foarte important, căruia deja i-am dedicat o emisiune, dar vom relua pentru că, așa cum ai spus, cadoul are o încărcătură absolut magică peste care foarte puțină lume poate să treacă și de care, de fapt, foarte puțină lume îl folosește astăzi. Deci, urmând acest principiu al similitudinii prin discuția de curtoazie, încercăm să ne atragem de partea noastră simpatia și gratitudinea celui din fața noastră și iată cum am punctat cele două principii ale persuasiunii utilizând elemente de etichetă. Te rog frumos, fă tu explicația pentru următoarele două cu ce se întâmplă în momentul în care îți creezi cadrul prin care încep să vorbești. Deci ai cultivat o asociere pozitivă și mulțumesc foarte mult pentru explicație, ai sintetizat mult mai bine decât eu în două emisiuni până acum, dar cert este că după cultivarea unei asocieri pozitive, avem nevoie să-i reducem celelalte incertitudini. Sigur că oamenii cumpără de la oameni, dar nimeni nu vrea să piardă făcând o achiziție neinspirată. Nimeni nu vrea să-și piardă locul de muncă sau să fie certat de șef sau de colegi și atunci simpatia către celălalt, către consultant, vânzător, etc. Nu este suficientă, trebuie redusă incertitudinea clientului, care are o mulțime de spaime. Va funcționa produsul pentru mine, soluția pentru mine, o mai folosesc alții ca mine, de unde pot ști că are în spate niște principii științifice, că nu este, să spunem, o vrăjitorie, una dintre soluțiile medicamentoase promovate, am văzut în reclame, nu știu, 7 secrete ale vieții eterne. Deci consumatorul vrea să fie sigur că în spate există totuși niște principii științifice. Iar pentru prima parte, dovada socială, testimonialele, da?
experiențele, studiile de caz ale unor clienți similari cu clientul nostru sunt cele care pot reduce incertitudinea, iar pentru cealaltă parte, autoritățile care să garanteze că există un fundament solid la ceea ce vindem, că nu este vorbă goală sau e o teorie pe care am inventat-o noi din România despre, eu știu, machiaj, etc. Mi-amintesc de un coleg, un fost coleg de bancă care acum este un consultant în domeniul expresiilor faciale și, sincer, pe mine m-a impresionat foarte mult când mi-a spus că metoda după care lucrează nu este descoperită de el în Constanța sau în București, acum unde livrează traininguri pentru sectorul corporativ, ci e o metodă care a fost inspirată din tehnicile Mossadului. Sigur că am rămas, zic, bun, perfect, dacă ăștia de la Mossad dacă Mossadul a zis, s-ar putea să aibă dreptate așa și mai mult decât atât. Evenimentele, da. Și într-adevăr, chiar merită și am văzut că soluția, dar cert e că în poziția de client aveam această incertitudine, deci poate fi redusă prin autoritate sau prin... Îmi permit să punctez ceea ce cred că ai menționat undeva la începutul emisiunii, că un element de, haide să-l numim etichetă în acest moment, ar fi să îl faci pe cel din fața ta să nu simtă că el este exploatat pentru a fi folosit la cumpărare sau pentru a încerca să-i vinzi ceva, ci să-l faci să înțeleagă că ceea ce tu îi oferi este în avantajul lui, că îi aduce beneficii, că într-un fel sau altul tu îi faci un serviciu prezentându-i aceste lucruri și el să simtă că tu aduci plus valoare unor elemente, tu adaugi niște elemente de valoare a ceea ce, el are în acest moment. Deci iată că în acest punct eticheta este prezentă. Sigur, aici e mai degrabă o chestiune de etică și un principiu care se subsumează tuturor celorlalte, onestitatea și înclinația spre o înțelegere reciprocă avantajoasă. Am punctat aceste elemente de etică în emisiunea trecută și am vorbit despre faptul că persuasiunea făcută cu soft persoasiunea, deci persoasiunea delicată și elegantă, este persoasiunea în care cel din fața ta înțelege faptul că tu nu îl folosești în acest moment pentru a îți vinde produsul și mai ales că nu ai o intenție ascunsă, ceea ce de fapt ar transforma persoasiunea și convingerea în manipulare și am să opresc aici explicația pentru cea de-a doua etapă, pentru că mai avem doar câteva minute din emisiune și nu aș vrea să ratez concluzia pentru cea de-a treia etapă a convingerii pe care... Trebuie să motivăm comportamentul. Odată ce am redus incertitudinea și ne-am convins să mergem pe o anumită soluție, trebuie să o punem și în practică, trebuie să ajungem la comportament. Ne-am convins să cumpărăm un abonament la sală, cel care ni l-a vândut are în continuare interesul ca noi să mergem, surprinzător. De ce? Pentru că dacă mergem, putem să fim o sursă de finanțare pentru el pe mai mult timp decât dacă renunțăm la abonamentul full-time pe care ni l-am luat, da? Pentru că n-am fost aproape deloc după o lună. Și atunci alte două principii sunt esențiale, respectiv angajamentul, consistența. Cel care ne vinde un abonament la fitness ne poate aminti că de-a lungul timpului am menționat de multe ori noi înșine beneficiile sportului, ale mișcării, etc. și să ne spună iată cât de bine spuneai lucrurilor înainte. Acum și pune-le în practică. Da?
Acesta este angajamentul, consistența, iar raritatea, dacă vorbim tot de sport, haideți să ne referim la una dintre cele mai mari temeri ale noastre, că pe măsură ce trece timpul ne pierdem din sănătate, invariabil. Da? Și ajungem de multe ori mult prea târziu, iar ăsta poate să fie un argument pentru cel care, cum spuneam, vinde abonamentele la sala de fitness, poate să devină un argument și să-i spunem vrei să ajungi la 40 de ani să regreți că ai, eu știu, cancer pulmonar sau că ți s-a întâmplat nu știu ce atac vascular cerebral doar pentru că la 30 nu ai cumpărat abonamentul ăsta sau nu ai și mers așa cum spunea el. Ei bine, raritatea înseamnă să stimulăm puțin sau să ne referim la frica de a pierde ceva foarte prețios pe care îl are celălalt. Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai prezentat astăzi cu atât de multe exemple și cu atât de multe aplicații. Sper ca telespectatorii noștri să fi câștigat un pic de interes în ceea ce înseamnă persoasiunea. Vă invit de altfel, dacă sunteți interesat de subiect, să-i scrieți lui Dragoș. Dragoș are site-ul dragosdehelean.ro în care poate să răspundă întrebărilor dumneavoastră și de ce nu să citiți cărțile profesorului Robert Cialdini. Au apărut două sau trei, două au apărut până în acest moment în România. Vă mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult, Dragoș, a fost o plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă invit și săptămâna viitoare joi la Eticheta în afaceri de la ora 22, pentru că eticheta is back in business.